Salut tuturor, aici Zbosiadr și bine ați venit la topul 2012, topul promis de mine într-un info video acum ceva timp, dar hai să vă explic cum s-a treaba. În acest top voi prezenta jocurile cu cea mai bună poveste, cel mai bun co-op, cea mai bună grafică, cea mai bună serie dintre toate și cea mai bună serie non-games, adică vloguri și moldovids info video. Deci din care dintre ele a ieșit cea mai bună. Și la sfârșitul videoului voi prezenta și o compilație de cele mai bune părți din anul ăsta. Nu știu sigur dacă cele mai bune părți au fost alese de voi. Deci părțile astea au fost alese de voi, asta vă zic. Poate sunt și alte părți care eu le-am ratat, asta e, pare rău. Dar astea sunt alese de voi și înainte să dau acea compilație voi trage o concluzie de ce ați ales voi. Ce mi-ați transmis mie pentru anul 2013. Așa că hai să trecem la treabă. Cea mai bună grafică. Oh my god, deci de fiecare dată cineva mă întreabă: Bobo, care este jocul cea mai bună grafică? Nu știu, hai să vedem acum voi ce ați ales. What the... Ce na... What the fuck? Welcome to Crazy Land. Populație eu. What about the rest of our vacation? Bobo high as fuck. Vede plante ciudate și lumea upside down. Pe locul 3 se află jocul Far Cry 3. Chiar nu mă așteptam. Adică, da, 3 și cu 3, na. Se merge, da. Totuși, Far Cry 3 nu e ceva la care te aștepți. Adică... Totuși, vai Bobo, dar Far Cry 3 e foarte tare. Nu știu ce, dar voi l-ați ales ca fiind pe locul 3 la ce ține de grafică. Da, spre mirarea mea. Totuși, e un joc care necesită multă memorie, se pare, multă memorie grafică, multe chestii de genul ăsta, dar... cum zic, multe chestii ce țin de umbră par alea cam aiure, deci normal să fie pe locul 3. Deci, sincer, nu i-aș fi dat chiar locul 3, i-aș fi dat locul 2, dar... Na, voi ați ales, așa rămâne. Ok, hai să vedem cine e pe locul 2. Oh, ne-am pus ochelari, watch out, we had a badass over here. LOL. Pe locul 2 se pare că sunt două jocuri, ceea ce e foarte ciudat, dar... Dar nu m-aș fi așteptat, m-aș fi așteptat ca doar Battlefield 3 să fie ajuns doar pe locul 2, dar se pare că îl însoțește și Black Ops 2. Totuși nu putem spune nimic pentru că aceste jocuri arată foarte grozav, indiferent ce PC ai avea, mai puțin spus despre Battlefield 3. Dacă ai un PC bun, nu prea te duce. Dar despre Black Ops 2, zic, jocul arată foarte bine dacă ai un PC vechi, un PC nu foarte dotat, dar totuși îți poate rula Black Ops 2, deci e un lucru bun. Ce pot să zic, grafica din Black Ops 2, eu am jucat la maxim, pot să spun că e foarte frumoasă, adică toate graficele arată... Texturile arată bine, chestii genul ăsta, dar comparați cu Battlefield 3 nu e același lucru. Ținând cont că Battlefield 3 este, cum zic, îmbunătățit de motorul Frostbite, dar na, nu putem spune nimic, voi ați ales, totuși, cât de aici pot spune că sunt de acord și cu voi la ce ține de grafica jocurilor. Ok, hai să vedem cine pe locul întâi. We do this together or not at all. Oh, I was it? Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. I was it. Very well. I will wait here then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like me to come along and hold your hand perhaps? Provide kind words of encouragement? Oh my touch. Pe locul întâi se află Assassin's Creed 3. Da, chiar nu mă așteptam așa ceva. Nu, pe bune, chiar nu mă așteptam să alegeți voi Assassin's Creed 3 după toate bugurile alea idiote care le avea atunci când te urcai pe un cal sau prin zăpadă. Ce... Adică zăpada totuși arată grozav. Deci la zăpadă nu mă pot... băga nicio fază. Jocul arată foarte bine, impecabil, felul cum apară lumina, chestii genul ăsta, pe un PC vechi, cred că poate rula foarte bine, dar totuși necesită câteva resurse bune ale PC-ului ca să ruleze și cu frame-uri decente. Ce pot zice? Că sunt de acord cu voi și eu aș fi ales Assassin's Creed 3, dar nu cred că pe locul 1. Pe locul 1 poate aș fi pus să zicem Battlefield 3, dar totuși, ținând cont că este un joc nou, este printre cel mai bune apărute anul acesta, deci nu putem comenta nimic altceva despre acest joc decât lucruri bune putem spune despre el. Personajul arată foarte bine, textura pe haine, tot mi se pare foarte bine realizată, de-aia cred că merită
locul întâi. Dar hai să vedem și cealaltă categorie de jocuri. Următoarea categorie se axează pe povestea jocurilor. Da, deci aici vom discuta despre cât de mult ne-a plăcut o poveste a unui joc. Să sperăm că aici vor fi jocuri alese cu cap. Ce să așa cred? Eu nu știu. Vedem ce ați ales voi. Mână! Batman suit. No. I'm Batman. O, da. Da, e și un achievement cu faza asta, dar... achievementurile nu merg pe versiunea Pirates. Har har. Alfred, I took an encryption key from a tiger guard. I'm going to hack into... Pe locul 3 avem jocul Batman Arkham City. Chiar mă așteptam ca jocul ăsta să ajungă într-un top, indiferent care, dar mă așteptam ca jocul ăsta să ajungă într-un top, pentru că pentru mine mi se pare cel mai bun joc al anului 2012, deși mulți nu sunt de părere cu mine. Asta e. Deși jocul are o poveste care continuă după primul Batman Arkham Asylum, care vi-l recomand cu mare plăcere să-l jucați, să-l savurați așa cum l-am savurat și eu pe vremea când nu făceam video pe YouTube, pentru că jocul este din 2007. Jocul acesta Arkham City, după cum știți, se axează pe bătălia dintre Batman și Joker, care Joker este bolnav și sărac și vai de capul lui că nu mai poate de durere, și Batman acum este infectat datorită lui Joker, normal. Jocul ăsta are o poveste împărțită în două, dar în sfârșit, la sfârșit cele două povesti se reunesc. Deși dacă vei poți să termini povestea mai repede, dar jocul te va forța să o continui pe cea normală atunci când te pune să alegi când joci cu Catwoman să pleci sau să-l ajuți pe Batman, scuzați. Da, deci cred că jocul își merită locul 3 foarte, foarte bine. Less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Fuck! Căcat, accident! Oh my god! LOL, da... Locul 2! Avem The Walking Dead, cele 5 episoade din The Walking Dead, doamne! Chiar mă așteptam ca jocul ăsta să apară undeva într-un top, mă speriasem că nu a apărut la topul de grafică, deci mă așteptam, adică pe o parte mă așteptam, pe o parte nu mă așteptam. Pe o parte mă așteptam pentru că grafica nu e cine știe ce reușită. O, grafica e interesantă la The Walking Dead. Nu, în fine. Povestea e destul de interesantă, destul de siropoasă, te face să plângi atunci când te gândești la ea. Da, corect, este foarte interesantă, dar e puțin cam tipică, este normală, specific jocurilor zombie apocalips. Dar vorbesc serios. Și mi-a zis Alex, nu e adevărat să știi că în jocurile astea, zombie, gândește puțin, dar gândește la Resident Evil, frate. Da, m-am gândit și la Resident Evil, dar nu. Îl felicit pe The Walking Dead, pentru că a ajuns pe locul 2. Își merită locul, a fost un joc foarte interesant, dar totuși puțin cam plictisitor atunci când nu prea te lasă să faci prea multe. Ok, hai să vedem cine e pe locul 1. Are you touched in the head? Nu. Me, Haytham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Parcă e Microsoft Sam. Sorry. What do you want? Pe tine. Well, your name, for one. I'm Gadzidzio. Pleased to meet you. Gadzidzi. Just call me Zio. Oh. Dio. Pe locul întâi se află jocul Assassin's Creed 3 din nou. Ok. Da, povestea în Assassin's Creed 3 este mult mai reușită decât celelalte Assassin's Creed-uri, deoarece scoate elementul de repetitivitate atunci când trebuie să te rog frumos cu cucerești acest turn ca să poți să deblochezi mai mulți asasini sau chestii genul ăsta. Deși sunt lucruri asemănătoare, dar au fost înlocuite cu luptele navale și cu cucerirea outposturilor. Deci e mult mai diferit față de celălalt Assassin's Creed, dar principiul de bază constă în lupta dintre asasini și templieri pentru supraviețuirea lor, dar de data asta implicându-se mai mult partea supranaturală, adică Minerva, Juno și tipul la bărbos, am uitat cum îl cheamă, dar totuși, vedeți, povestea în Assassin's Creed 3 este mult mai amplă, mult mai complexă decât cea din celălalt Assassin's Creed. Ok, eu sunt mulțumit cu această alegere, să trecem la următoarea categorie. Ce mai frumos decât să te joci cu un prieten în un joc? Nu? Normal, de-aia trecem la categoria cel mai bun în joc. Vin, stai că vin. Ce faci, frumosule?
Bazinga! Locul 3 aparține jocului League of Legends, după cum bine mă așteptam, mai puțin sau mai mult, nu știu sigur. Locul 3 aparține lui League of Legends, un joc care mă joc și acum, este un joc foarte interesant. Nu mă așteptam să apară în topul ăsta, deși a fost destul de spamat, am văzut acolo, era LOL, League of Legends, League of Legends. A fost destul de ales, deci asta m-a bucurat pe o parte, pentru că e și joc printre jocurile mele preferate și chiar e distractiv atunci când te joci cu cineva și comunici pe Skype și vorbești, joci cu prieteni, chestii de genul ăsta. Dar jocul ăsta poate duce și la certuri, de-aia zic, nu știu cât de bună e alegerea. Dar totuși sunt destul de fericit că a ajuns în top. Hai să vedem cine e pe locul 2. Fucking dying over here. Dacă mă duc eu să apăs pe butonul ăla, dar așteaptă să mă descalzi. O, adică să te descalzi? Adică mai divers până acolo. Îți faia pe bune, trebuie să te descalzi. Nu m-am glumit. Pe locul 2 se află jocul Borderlands, care nici măcar nu l-a terminat încă. Corect. Nu nimic, jocul Borderlands este destul de interesant, abia aștept să-l termin ca să pot să mă apuc de Borderlands 2, dar de când am început să schimbăm membrii, a venit mai interesant, mai puțin interesant, nu știu, pentru unii a devenit, pentru unii nu a devenit, dar este un joc foarte, foarte interesant care merită să-l jucați cu un prieten, indiferent dacă e cumpărat sau nu e cumpărat, prin orice mijloace. E foarte amuzant, poți să-ți customizezi caracterul făcându-l alte culori, alte nebunii. Misiunile sunt multe, deci nu o să vă plictisiți foarte repede, deci aveți ce face cam o săptămână cu jocul ăsta până vă plictisiți de moarte. Hai să vedem cine pe locul întâi. Eu sunt capitanul. Tot la mine vine panul. Și la anul și la anul. O, da! Foarte! Ok, n-ați rămâne. Ce ai mă? Pe locul întâi se află jocul Dead Island, doamne, serie la care am renunțat de două ori și acum mă bântuie. Da, știu, Dead Island nu l-am terminat, dar este un joc foarte interesant, foarte frumos, poveste bună, care merită încercată, puțin mai greu de făcut să meargă dacă nu e cumpărat, de-aia e bine să-l cumpărați, care urmează cu să apară și Dead Island 2, a.k.a. Riptide. Dar, cum să zic, jocul e foarte fain, mai ales dacă joci mai mult singur, e plictisitor și poate fi și înfricoșător dacă mai ai un prieten care vorbești pe Skype, te ajută, îți dă indicații, chestii genul ăsta e mult mai interesant și mai ales când poți să faci panoramă cu mașinile și cu alte tâmpenii, îți garantez eu, jocul ăsta taie plictiseala foarte repede. Deci, Dead Island, felicitări pentru cel mai bun co-op al anului 2012. Pe locul 3 se află vlogurile realizate nu live, ci doar offline, atunci când a fost ziua mea, când a fost prin oraș, când v-am prezentat camera, când v-am prezentat alte lucruri ce țin de camera mea, când v-am arătat atunci PC-ul, când v-am arătat camera fără PC de fapt. Se pare că sunt destul de apreciate, atât de mult încât au ajuns pe locul 3. Mă așteptam ca aceste vloguri să ajungă pe locul 3. Să sperăm că în viitor voi face mai multe vloguri de genul ăsta, dar nu la fel de multe ca live vlogs. Ok, hai să vedem cine e pe locul 2. Pe locul 2 se află, fără nicio întrebare, live vlogurile mele când eram cu Bowsider, da, eram cu Bowsider, cu Barbarias, cu Robert și cu mulți alții, depinde cine mai era invitat atunci și răspundeam la tot felul de întrebări ciudate care le puneam la voi. Cea mai repetitivă întrebare a fost, Bobo, cât de lungă este? Iar eu eram ceva genul, pă bune frate, asta te interesează? Oricum, sunt sigur că veți vedea mai multe live vloguri de genul ăsta, dar hai să vedem și sigur știți cine este pe locul întâi imediat. Pe locul întâi se află cea mai veche serie de tip vlog, blog, whatever, este Moldovids Info Video, care am ajuns la episodul 40 de acum, ne apropiem de episodul 40. Această serie a fost pornită inițial ca să vă... cum să zic, să vă prezint ultimele știri legate de ce se întâmplă cu mine, ce s-a mai întâmplat, ce am de gând să mai fac, dacă o să mai fac video o perioadă sau nu, dacă se întâmplă chestii genul ăsta. Și de atunci se pare că a luat mai multe atribuții, de a face promovări, de a prezenta concursuri, de a, cum să zic, arăta anumite chestii ce trebuie să apară, deci nu numai legate de canalul meu, ci și de alte canale. Asta
mi-a plăcut, primul info video a fost cu niște poze puse random cu motanul meu, apoi cel de-al doilea a început să fie cu filmatul desktop-ului și cu prezentatul, un fel de mini-tutoriale incluse în aceste info-videouri. Ok, trecem la cealaltă categorie. Cel mai bun joc, cea mai bună serie realizată de Bobo Spider în anul 2012, acum o veți afla. Să începem cu numărul 3. Ew, fuck. Uite o mână! What the fuck? Nazi zombie! Pe locul 3, spre surprinderea mea, este Black Ops 2. Da, Black Ops 2 a fost ales ca cea de-a treia cea mai bună serie realizată de Bobo Snyder în anul 2012 și nu vă pot contrazice deoarece este un joc destul de atractiv, captivant, te va ține pe scaun timp de 8 ore până nebunești, dar se merită deoarece și multiplayer-ul și single player-ul te fac atât de mult să încerci jocul ăsta, să-l joci, să-l termin, cu toate finalurile lui care sunt aproape 5, dar cam toate au cam aceeași conotație, numai că sunt puțin schimbate. Asta e singura diferență între finalurile de la Black Ops 2, dar sunt mândru de acest joc pentru că a reușit să ajungă în top 3 cele mai bune serii, cel mai bun joc al anului 2012 jucat de Bobo Spider. Hai să vedem cine este pe locul 2. Locul 2 este ocupat din nou de The Walking Dead. Da, după cum bine mă așteptam, The Walking Dead, după răspunsurile voastre în comentarii, mă așteptam ca să ajungă pe locul 1 măcar la o categorie, dar se pare că n-a ajuns la nicio categorie The Walking Dead, dar sunt mândru măcar că a ajuns pe locul 2. Deși jocul este foarte interesant, îl recomand căldură să-l încercați, dar are și micile lui probleme, genul puțină interacțiune când vine vorba de acțiune, adică te duci și mai omori zombi, așa, nu prea mult survive, nu prea multă acțiune, gen killing spree and stuff. Siropoasă, poate sunt fan, poate nu sunt fan de chestii legate de tristețe și de astea și nu le plac și de-aia poate nu a ajuns pe primul loc și poate alte elemente care i-au deranjat la acest joc. Dar hai să vedem cine este pe primul loc. Locul întâi este ocupat de Assassin's Creed 3, Assassin's Creed, toate Assassin's Creed-urile au ajuns pe locul întâi, de aceea felicit pe cei de la Ubisoft pentru că au creat asemenea jocuri interesante. Chiar și Far Cry 3 este creat de Ubisoft și este un joc foarte fain, povestea mai puțin bună, dar jocul este foarte bun. Dar hai să trecem la Assassin's Creed 3, care este cel mai bun joc jucat de Bobo Snyder și reprezintă cea mai bună serie realizată de acesta. Adică de mine, doamne, vorbesc de parcă n-aș fi eu cu tine, dar în fine, jocul este foarte, foarte fain, îl recomand să-l încercați, mai ales să-l cumpărați, deci multiplayer este foarte fain, destul de interesant, captivant, te va ține puțin pe scaun, te va pune pe gânduri, îți va toci nervii pentru că trebuie să știi să joci stealth, să te descurci cu anumite elemente, deși jocul pe varianta de PC este o leacă mai retard, adică suferă câteva probleme, dar este, cum să zic, timpul pierdut în el a fost meritat pentru că e foarte fain, foarte interesant, elemente noi care nu au fost introduse până acum în niciun joc Assassin's Creed, cum ar fi luptele navale care au fost geniale, deci cred că am jucat după ce am terminat jocul încă vreo 2-3 misiuni navale și am zis, frate, știi ce, ar trebui să schimbă numele în Sid Meier's, nu știu, oricum jocul își merită bine meritatul locul 1, topul meu de anul 2012, sper să fiți de acord cu mine. Îmi pare rău că alte serii gen Darksiders nu au ajuns în acest top, The Darkness, Syndicate și altceva, dar sper să fiți mulțumiți și acum să trecem la ultima chestie legată de acest top. Citind toate cerințele voastre, am văzut că în anul 2012 vreți să fac mai multe jocuri co-op, gen Saints Row the Third, Hunters, Demon Forge și alte jocuri co-op. Mi-ați cerut să fac mai multe live vloguri, mai multe live stream-uri cu X-Fire, dar normal că o să fac nene-ți-o prietenul și ucizi X-Fire. În fine, mi-ați cerut să fac acest lucru, eu o să cer cât de mult să fac acest lucru, să vă îndeplinesc dorințele, dar nu știu cât de mult o să pot continua, cred că până în mai, din mai o să încep să iau pauze, adică nu o să mă ocup mai mult de YouTube, o să... Înțelegeți voi pentru că mă apropie bug, dar o să încerc să fac cât mai mult din ce mi-ați cerut. Am văzut că cereți video-uri mai lungi,
cât mai multe jocuri, deci dacă voi face video mai lungi, asta rezultă că o să fac și mai multe jocuri. Deci cam asta ar fi pe scurt ce mi-ați cerut voi să fac. Mi-a zis cineva, zice că fă te rog un live stream în care mănânci o pizza. Și a zis că nu glumește. Asta ar fi ceva interesant. Ok, hai să trecem la cele mai epice, adică cele mai amuzante momente care le-ați ales voi din seriile mele realizate în anul 2012. Baftă! Fucking dying over here! Dacă mă duc eu să apăs pe butonul ăla, dar așteaptă să mă descalzi. O, adică să te descalzi? Adică mai divers până acolo. Îți faci pe bune, trebuie să te descalzi. Nu mă, am glumit. Pune aici. Perfect. Pune una. Fii atent cum arată, fii atent cum arată, uite-te după ce a pus ăla. Fii atent cum arată, trebuie să faci. Stai așa. Fail. Cine gătește carnea asta? Dă-mi cu a, că mai am și eu. Și o bag eu pe padă. Faceți. Stai, ăla ce face acolo sus. Hei, mai ești bine, bă? Dansează! Toată lumea dansează! Toată lumea se distrează! Cucaracea! Este băiatul cucaracea care dansează acum cu mine, mâinile sus în aer! Mâinile sus în aer pentru gardianul nostru preferat, Giorgio! Haide, Giorgio! Giorgio, așteptăm momentul nu, Giorgio e dus. Și așteptam momentul lui de solo, frate. Băiatul ăsta e plin. Pe aici e drumul. Bine, mă, Dorel bate. Băi, că nu mai am loc acum! Acum nu mai am loc! Fai o poză, fai o poză, stai! What the fuck, tu mișcă mașina! Bă! You having wild sex! Zici că fac sex! Intră repede în mașină! Stai puțin! Zici că e pe valuri! O, da! Stai că vin! Zici că e în valuri! Wanna have a fun time? O, da! O, I feel the beat! Intră față! Față și vezi cum face bordul! O, da, mă simt parcă aș face sex cu una neagră. Robert, e de și mie. O, da. De și mie secund. Oh my god. Oops. The fuck? Am ieșit pe acolo. Eu sunt la depărtare, cum să vezi. Shit! Holy shit, margarina! Dacă ăștia trag tare. Boom. Dacă e o macaronană! Gata. Mai vreo unu? How many punks? A, mai e fraierul ăsta. Pam pam. Mamă, ce l-am nenorocit. I'm ready to roll, baby. What the fuck? Oh, that shit? Nah, I'm just fucking lazy. Let's go kill this thing. Hoorah, double time. That means you, Menendez. Está bien, señor Sinister, señor Shadow. Está bien, I've been practicing so hard. Menendez! Okay. What the fuck, that slow-mo. Bă, știți că eu dau cu slow-mo, nu? BAM! Matrix. Mai dai un slow motion. Te rog eu, mai dai un slow motion de ăla. Băi, e staff-ul care l-a luat X-Fire de pe jos. Bă, X-Fire, dai bă space când te călare unul pe tine. Gata. Apasă, așa. BAM! Bine! Da, da, uite așa țâțe mare avea aia, mă. Da. Și le țineai așa, o, ce bine, deci le țineai frățică în mână. Oh my god. Unde ești, mă? Fuck! Eu nu am home, eu am homeless. Îți arată lui Alex. Alex, unde ești? Stai. Ce asta? Căluți! My little pony!
My little pony, my little pony. O mașină bășinoasă se apropie. Apare un tip care deschide poarta și o cizmă murdară. Von Eisenberg. Păi știi de unde l-am? Îl am de la o coreancă. Când am fost în Vietnam și m-am bătut acolo, mamă mie, mirosea napal, chestii, bombe, nebunii, Hitler era pe moarte, chestii genul ăsta, știi? Aha, nu vrei să știi de unde l-am? Ha? Ți-am mai zis doar, de la coreancă, ha? Coreancă foarte periculoasă. Pistolul ăsta știi unde l-am găsit, mă? Bă, pistolul ăsta e cel mai bun prieten al meu. L-am ținut ascuns în fund timp de 3 săptămâni, cât timp a fost capturat de coreeni. Doamne, ce... ce zile bune mai erau atunci, știi? Dar tu nu știi, bă, că ești tânăr, mă, mișcă-o. Mamă, poveștile din tinerețea ta sunt foarte interesante. Fuck the police! Oh, oh shit! Ok. Don't move, Bobo, don't move! Fuck the police! Incredibil. Ai să... și ce ar trebui să fac, să îngheț? Aici este Ballsider și bine ați revenit la Syndicate. Ultima dată am încercat să-l bat pe Merid. Și încă mai încerc să-l bat pe Merid, pentru că Merid este foarte împuțit când vine vorba de scuturi și de damage cu căruța. Da, deci Merid dă o tonă de damage. Are o tonă de arme, adică doar miniganul l-am puțit. Care, după cum știți, când făceam levelele de alea... Ah, credeam că i-am luat scutul. Știți când am făcut levelul cu trenul? Cred că mă duc la McDonald's, bitch! Merg la McDonald's, îmi iau un fucking Happy Meal. Zic că pot să-mi pușc. Ne, fuck. Tam 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 pam pam tam tam na na pam pam na 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 pam na 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 pam pam na 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 tam 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 tam. What the fuck? Ce cu ta ceață și fum într-un anumit loc? Wow.